Salam aleikum, pace vouă. Multe femei trec la islam, se convertesc. Procentul față de numărul bărbaților este enorm. Între români este posibil ca în ultimii 25 de ani să se fi convertit în jur de 250 de bărbați și peste 15.000 de femei. De ce este așa mare numărul femeilor convertite la islam în alt video? Acum, vorbim despre acoperirea femeii. Convertite. Din punct de vedere al religiei creștine, femeia credincioasă trebuie să se acoperă. Clar. Din punct de vedere al religiei islamice, femeia credincioasă trebuie să acopere. Clar. Dar problema este un pic mai complicată decât pare la prima vedere. Cunosc femei care stau în țări cu musulmani majoritar și acolo umblă acoperite iar când vin în România sunt la fustă scurtă, decolteu și părul fâlfâlfâl fâl, fâl, frumos se mișcă în vânt. Le condam? Nu. Dar ce mă distrează că acestea sunt cele care spun că musulmana care nu se acoperă, este curvă, este necredincioasă, nu are credință. Adică sunt mari ipocrite. Nu le condam pentru că se descoperă? O fac mai mult ca sigur de gura lumii, dar le condam că le acuză pe cele care abia au trecut la islam și care încă nu se acoperă. Toți acești pași trebuie făcuți cu răbdare. Fiecare persoană care trece prin această schimbare trebuie susținută de comunitate, de acei oameni care sunt ca ea, de români și românce convertite și mai ales de familie. Dar uneori familia este primul dușman și eu vă spun că nu este normal să lupți cu familia ta pentru acest lucru. Ai răbdare și roagă-te, ne sfătuiește Dumnezeu în Coran. Toate schimbările care le-au făcut primii convertiți pe vremea Profetului au durat 23 de ani. Nu spun că și la noi trebuie să dureze atât, dar nu se poate ca într-o săptămână sau o lună să facă femeia toate schimbările. E greu. Unele persoane pot, altele nu. Dar asta nu înseamnă că sunt necredincioase, ci pur și simplu nu au puterea să ducă această luptă. De multe ori am citit sfaturi prostești, spun eu, de genul Puneți ți cu un cap chiar dacă te da afară din casă familia. Wow, ce tare! Și unde să meargă? Întreb, unde să meargă? Pentru că cea care dă acest sfat nu-i spune Dacă te dă mamă ta afară din casă, vii stai la mine, nicio problemă. Sau chiar dacă o spune, nu o și face. Sau nu-ți da jos baticul, chiar dacă te dă afară din servici. Inșala o să primește o muncă mai bună, un job mai bun. Altă prostie. Și ce faci? O angajezi tu a, nu, dar ne rugăm și găsește alt loc de muncă. Să știți că Dumnezeu nu ne-a spus să fim tâmpiți, ci credincioși. Dar asta nu înseamnă că îmi distrug viața, fiindcă îmi dă Dumnezeu casă și servici. Trebuie să cred, trebuie să caut, trebuie să-mi doresc, într-adevăr trebuie să lupt. Unii pot să o facă, alții nu. Sau pot să o facă mai ușor. Pentru aceste situații trebuie să existe comunitatea care să-i ajute. Să existe centre unde se poate apela. Dar pentru asta, prima dată, trebuie să existe o comunitate reală și o legătură reală între musulmani. Ceea ce, din păcate, acum nu există. Sincer, la un nivel mic, am reușit acest lucru la Moschea Maria și mergem mai departe cu voia lui Dumnezeu.